Două avioane de linie s-au ciocnit pe pista aeroportului Heathrow din Londra. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Un aparat al companiei British Airways cu peste 320 de oameni la bord a lovit cu aripa un Airbus al unei companii din Sri Lanka. Cele două aeronave au fost avariate ușor. Pasagerii aflați în Boeing-ul care urma să decoleze spre Singapore au fost debarcați și transferați la o altă cursă. Deocamdată nu s-a stabilit cine e vinovat pentru acest incident.